Revoltă de pe aeroportul din Mahachkala s-a încheiat cu reținerea cel puțin 60 de persoane. Total, poliția a identificat peste 150 de participanți activi ai revoltei. În timpul ciocnirilor de pe aeroport, 9 polițiști au fost răniți, 2 dintre ei fiind internați în spital, a adăugat Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, peste 20 de persoane au fost rănite din cauza tulburărilor. Dintre aceștia, 10 au fost internați, 2 fiind în stare gravă, a informat Ministerul Sănătății din Dagestan. Încercările de a destabiliza situația din Dagestan vin din exterior, a declarat șeful regiunii Sergei Melikov în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a acuzat Ucraina că ar fi stat în spatele revoltei. Liderul de la Kiev declara că ceea ce se întâmplă în Dagestan nu este un caz singular, ci face parte din cultura urii față de alte popoare din Rusia, propagată de televiziunea de stat, experți și autorități.